Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise în cadrul unei campanii atât de frumoase, îi spun eu, desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine, o campanie dedicată femeii, o campanie prin care celebrăm, ne dorim să celebrăm și să elogiem femeia, femeia, acest univers, acest puzzle cu foarte multe piese, un univers ce se vrea de fiecare dată explorat. A te redescoperi pe tine ca femeie nu înseamnă Reguli noi, nu înseamnă roluri noi, nu înseamnă măști noi, ci înseamnă să descoperi feminitatea, autenticitatea, să te reconectezi cu propriul adevăr. Așa cum frumos vorbeam cu invitata noastră. Întotdeauna mi se pare că discuțiile care au loc în afara registrării mi se par mult mai spumoase și. mai. Dar noi ne dorim să reproducem pentru dumneavoastră dragi cititori. Și discuția pe care am avut-o înainte acestui, de a începe în acest material cu o invitată foarte dragă și o prietenă dragă. Este vorba despre Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier, de dezvoltare personală. Și astăzi, celebrând femeia, ne-am gândit să vorbim despre multe lucruri, vedem cât ne permite timpul, bineînțeles. Iar, ca prezentare de carte, venim înaintea dumneavoastră cu. O carte absolut superbă, Femeia, Șaman, Istorie, Mitologie și Șamanism Modern, cartea profesorului Octavian Simu în colecția Șamanism a Editurii Herald. Și, așa cum vă spuneam, o puteți găsi pe site-ul Editurii Herald în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. Andreea Ionescu, prima întrebare: de unde putem să dezvoltăm. Ce este cu adevărat femeia, și dacă ar fi să ne raportăm cumva, făcând și o mică istorie, pornind de la titlul acestei superbe cărți, Femeia Șaman, o mică incursiune spirituală în istorie și văzând, de fapt, ce roluri a folosit sau a întrebuințat femeia de-a lungul timpului, roluri sociale. Sau eu știu, rolul de mamă, de soție, de fică, de soră și așa mai departe. Cum se poziționează femeia astăzi în modernitate, în contemporaneitate? Ce este? Și probabil ce ar trebui să, să fie. Există poate un preț pe care femeile l-au plătit pentru egalitatea în drepturi cu bărbații. Și aici fac o mică referire la cartea superba lui Mary Wollstonecraft în apărarea drepturilor femeii. S-au schimbat anumite roluri, există un raport între energia feminină și energia masculină. Iată, un subiect extrem de generos. Sorin, pentru asta am avea nevoie de un curs de 8 ore. Deci știu... Știu, știu. Poate îl facem. Poate îl facem. Eu sunt deschisă, să știm. Eu predau feminitate în general și lucrez foarte mult cu femeile. 90% din clienții mei de coaching sunt femei. Însă, ca să o apucăm de undeva, să o apucăm de la femeia șaman, cred că unul din principalele simptome ale alienării noastre față de rolurile noastre și de scopul nostru și de energia noastră ca femei, este această pierdere a conexiunii. Ne-am ne uitat menirea. Și aici nu vorbesc de femeia care trebuie să stea la cratiță și să facă copii. Asta iarăși și o notă de plată a Patriarhatului Roman care ne-a forțat să intrăm în niște, uh, hai să zicem, mipostaze servile. Mă întorc la preoteasă, la înalta preoteasă și mă bucur că plec în Egipt ca să pot să le salut pe Isis și pe Hator. Mă întorc la șamanul interior pentru că femeia este această mare vindecătoare prin însăși natura ei pentru că suntem receptive, simțim lucruri. Atunci când bărbații se enervează că nu le spunem, noi simțim și ne așteptăm să simtă și ei la fel. Suntem... Uh, uh, Dăruite de natură, cu posibilitatea de a susține, de a ocroti, de a îngriji. Și asta nu este nimic în neregulă. În neregulă e că am încercat să copiem roluri masculine. Deci, dacă le-aș prinde pe sufragete, le-aș rupe picioarele, sincer, pentru că ideea nu este să ocupe același loc cu bărbatul. Sunt două energii care sunt complementare. În Amazon am văzut cel mai grozav șamani lucrând în pereche, un bărbat și o femeie, nu neapărat un cuplu. Dar energiile astea două, când se adună, se întâmplă ceva. Și explicația o găsim, de exemplu, în cartea despre Tao, când Tao se desparte în Yin și Yang. Pe Dumnezeu nu poți să-L recreezi decât dacă aduci polii împreună. Și atunci, ideea este să nu vreau să fiu polul celălalt, da? același lucru, ci să pot să-mi găsesc atributele mele, talentele mele, darurile mele și să pot să revin în secolul 21 ca o femeie modernă, dar asumată în privința acestor talente. Și vorbim aici despre, am spus deja, o crotia în grijă vindeca, a învăța pe ceilalți, a practica blândețea și compasiunea, ca profesor al celorlalți. A învăța pe ceilalți iubirea. Am citit la un moment dat un, un citat extraordinar. Nu mai știu cum a, apă, a aparținea. Dar mai izbit Și citatul spune că femeia este aici ca să-l aducă pe bărbat înapoi în contact cu conștiința lui înaltă. Da? Și dacă ne-am onora această chestie în loc să ne zbatem în treburile astea, hai să zicem, sociale, cu ce am primit, ce am dat, cu debit și cu credit, și fără să fim așa cum suntem noi, deschise, vulnerabile și conectate, înseamnă că ne ratăm rolul. Deci, nu știu dacă am răspuns ce e femeia, dar sunt sigură că am răspuns ce nu ar trebui să fie. Avem nevoie să ne reinventăm. Adică, de la Revolta din 1960, când s-au ars sutienele, celebra Revoltă când s-au ars sutienele în state, cred că suntem într-o perioadă în care am încercat îngrozitor să copiem bărbații. Începând cu costumul cu pantalon. Și terminând cu atitudine masculine pe care le vezi foarte mult în business, mai ales. Și după aia se miră practicantele de asemenea atitudini, de ce le dispare ciclul la 30 de ani. De ce nu și poți nu să Nu numai în fel? business aș face eu o completare, chiar și în viața privată în relația de cu Da, sunt femei care din păcate își castrează intelectual partenerul. Dar dacă eu mi-aduc aminte că sunt aici ca un fel de uh, cupă și aici mergem iar într-o într uh, simbolistică ezoterică. Eu sunt cupa și bărbatul este săgeata. Eu sunt cea care susține, hrănește, îngrijește, sprijină. El e cel care se duce în afară, vânează și vine cu mâncarea acasă. Astea sunt roluri tradiționale. Sigur că și eu pot să am succes, dar poate ar fi bine să nu îl flutur foarte tare în față ca să-i arăt că sunt superioară. Și ajung la încă ceva, Sorin. E o concurență din asta stupidă, surdă, un fel de uh, agresivitate pasivă. Mă întorc la cele trei lucruri celebre pe care le spune femeia. Ce faci? Bine. Ce s-a întâmplat? Nimic. Aș vrea să fac cu tare lucru ca să te simți mai bine. Fă ce vrei tu. Deci, agresivitate pasivă continuă. Eu cred că uh, suntem niște ființe foarte creatoare. Printre altele, creăm și viață. Da? Facem copiii. Și uh, avem nevoie să aducem creativitatea asta în felul în care ne exprimăm. Să fim colorate. Să purtăm fuste să spunem acele cuvinte care fac bine sau alea care trebuie spuse ca să avem claritate cu iubitul nostru. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le-am pierdut încercând să mimăm ca niște cameleoni stupizi calitățile masculine. Eu personal am avut o criză de felul ăsta în viață și m-am așezat de un 1 ianuarie pe niște trepte undeva la o pârte de schi din Austria și m-am întrebat, în ce te-ai transformat că nu mai îmi place deloc de tine. Și rezoluția mea de anul nou a fost atunci să mă regăsesc ca femeie în primul rând. Intrasem în niște tipare pe care le consideram de succes și care mă distrugeau din punct de vedere feminin. Liberă, creativă, frumoasă, receptivă, blândă, Iubitoare, să mai înșir, cred că asta sunt atribute care ar fi bune pentru femeie. Întorcându-ne cumva la paralela aceasta între Mama Natură, Femeia Șaman, Femeia Vindecătoare, primul șaman din istoria umanității, cum facem legătura între ceea ce a însemnat sau ceea ce a reprezentat uh, femeia pentru, pentru, comunitate și aici ne referim la, hai să spunem, o comunitate șamanică ancestrală și ceea ce reprezintă femeia în, uh, în, ziua de azi. Dacă ne uităm și la noi, la satele pierdute în munți, încă mai există femei care vindecă, doftoroaie. Sunt femeile șaman ale statului. Și ce, ce anume le permite să facă acest act de vindecare? În primul rând, conectarea aia profundă de care vorbeam mai devreme cu tot ceea ce este viu, cu planeta, cu ceea ce o populează, plante, animale. Deci, femeia are o, o frecvență pe care încă mai știe să vorbească cu aceste elemente. Desigur, dacă ne-am pierdut în. Uh, jungla urbană și ne-am pus tocuri și stăm pe asfalt, s-ar putea să uităm despre această conectare cu tot ceea ce este viu. Dar avem o înțelepciune ancestrală și spunea unul din șamanii pe care i-am cunoscut, pe femeie nu trebuie să o inițiezi în nimic, pentru că ea deja este inițiată. Da? Și atunci, ce avem de făcut? Să ne aducem aminte de conexiunea asta fundamentală. Să avem grijă de o plantă, de un animal, ca să putem să practicăm grija față de un copil sau de un bărbat, sau față de părinți. Deci, cred că dimensiunea asta șamanică, pentru că ce e șamanul? Este o ființă care face legătura între dimensiuni. Da? Aduce energie dintr-o dimensiune în alta. Și această practică de conectare pe care o simțim și dacă este cineva care o să-mi spună că nu s-a simțit bine cu picioarele goale acolo unde bate valul vara la mare, eu mă duc să mă culc, că înseamnă că vorbim degeaba. Deci avem această senzație de conectare. Dar am uitat să o practicăm. Pentru că de acolo vine și bucata de inteligență emoțională. Antena noastră funcționează foarte bine. Îi simțim pe ceilalți. Dar asta nu devine inteligență emoțională până când nu activăm conexiunea aia. Ok, simt că uh, partenerul meu este nu știu cum astăzi. Ce vreau să fac în legătură cu asta? Pentru că dacă m-am tăvălit prea tare în relație și m-am erodat prea tare, ajung în riscul nepăsării, ceea ce e foarte trist. O pasăre nu poate zbura decât dacă are două aripi. Una este feminină și una este masculină, spune budistul tibetan, ca să trec la o altă paralelă culturală. Una este înțelepciunea și alta este compasiunea. Deci, forța noastră principală este aceea de a iubi și dacă nu o practicăm fiind conectate cu cei pe care am putea să iubim și cu tot ceea ce este viu ne ratăm misiunea ca femei în viață și ajungem să facem FIV pentru că nu putem face copii. Acolo ceva s-a stricat în ceasornicul intern. Din cauza că nu practicăm această formă de conectare activă, iubitoare, binevoitoare, atentă, pentru care suntem dotate în mod natural Uite, am găsit, îmi place foarte mult într-un citat din această carte, o explicație, să zicem, o notă explicativă, pe care aș vrea să o, pe scurt, să o, să o dezvoltăm. Femeia șaman, referitor la, la carte, trece în revistă practicile șamanice ale marilor tradiții din cele patru colțuri ale lumii. Siberiană, mongoleză, coreană, amazoniană, amerindiană, încercând să restabilească o ordine naturală, o ordine firească a lucrurilor, reinstaurarea femeii ca primă sursă a spiritualității omenești. Am avut o conversație cu un șef de trib, reprezentant al Primelor Națiuni în Congresul American. Și îmi explica ritualurile lor, și cum faptul că toate au la bază această nucă, acest nucleu care este despre femininul divin. În civilizațiile tradiționale există o formă de respect profund pentru cea care creează. În triburile amerindiene, bărbatul deschide calea ca să se asigure că nu sunt pericole. Între bărbat și femeie stau copiii iar ea închide calea și șterge pașii astfel încât să asigure și ea siguranța familiei. Dacă am încerca mai puțin să ne confundăm cu clișee, cel masculin de care am vorbit, sau unul mult mai dăunător, care este extrem de prezent acum, cel de femeie obiectualizată, da? buze, sâni, pomeți etc., cuțit, Trebuie să arătăm ca un șablon, trebuie să ne purtăm ca un șablon, trebuie să fim în felul X ca să ne iubească cineva. Eu cred că dacă tu ești adevărată, o să fii iubită oricum. Și dacă ești iubită, ești și puternică. Și dacă ești puternică, poți să-ți intri în rolul tău de șaman, în amic, pentru familia ta, în care tu îți readuci aminte de această distribuție ancestrală de energie. Și încep să funcționez din ea. Femeia atunci... care are grijă de toți membrii familiei. Exact, și uh, care face ca toți să se simtă bine în jurul ei. Îmi vine în minte o doamnă uh, pe care o cunosc foarte bine și care este ceva, este o mână cerească pentru familia ei. Deci, uh, amortizează toate ascuțimile emoționale. Are grijă ca fiecare să primească tot ce vrea. Își cere. Ce are ea nevoie. Transmută energia proastă. O transformă. Deci, rolul este unul profund șamanic, dacă ne uităm la el așa. Și ăsta e motivul pentru care, în primele culturi, șamanii au fost predominant femei. Bărbații au învățat șamanismul de la femei. Maestrele în civilizațiile nord-americane tradiționale sunt femeile, nu bărbații. Și la druizi, femei care i-au instruit pe bărbați. Am lucrat cu un șaman groenlandez care fusese instruit de bunica lui. Deci, undeva, dacă ne dăm voie să accesăm cu fărârea la secret, care stă în burtă, acolo este energia aia. Și să ne permitem senzațiile, uneori sunt vulcanice, impresiile și emoțiile și conchidem că asta e puterea mea, puterea mea e să plâng, nu am nicio problemă. Da? Puterea mea e să mă bucur și să iubesc. Puterea mea este să ador bărbatul când sunt în brațele lui. Da? Dacă le acceptăm pe toate astea, ele nu sunt cu nimic într-o contradicție față de rolurile în societatea modernă Că trebuie să mă duc la serviciu, că trebuie să am uh, uh, o viață echilibrată din toate punctele de vedere și așa mai departe. Deci nu se contrazic. Dar funcționarea mea în lumea, lumea modernă poate să înglobeze aspectele astea tradiționale. Să-mi aduc aminte că eu sunt cupa, să-mi aduc aminte că eu sunt gralul indiferent că sunt la o masă de ședință într-un consiliu de corporație sau că sunt cu soțul meu sau cu iubitul meu sau cu partenerul meu, tatăl copiilor mei, la cină, acasă, seara. Indiferent de cine o gătește. Și bărbatul astfel sprijinit, pentru că vorbeam de cele două aripi, se va ridica. Și o va ridica pe femeie. Asta este ceea ce eu simt. Din păcate, din cauza pervertirii rolurilor, am uitat de mult despre această combinație câștigătoare, pe care îmi doresc din suflet să o redescoperim și pe care o promovez în fiecare sesiune de lucru cu clienții mei, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei. Cât de frumos! Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Femeia Șaman, Istorie, Mitologie și Șamanism Modern, cartea domnului profesor Octavian Simu din colecția Șamanism, carte pe care o puteți găsi pe site-ul Editurii Herald în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. A fost astăzi alături de noi Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier, de dezvoltare personală și probabil că. Vom mai găsi uh, ferestre, vom mai găsi timp să mai discutăm despre acest subiect atât de frumos, atât de ofertant, atât de generos, prin care uh, elogiem și uh, celebrăm uh, femeia, energia feminină, principiul feminin uh, cu esența sa uh, divină. Dragii noștri, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc, Andreea! Mulțumesc, Sorin!